Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel. Emisiune realizată în parteneriat cu grupul de firme Gemini Solutions. Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor! Business On Air începe la RFI, se ridică în atmosfera businessului românesc, în atmosfera societății românești, o atmosferă de altfel foarte tensionată. Temperatura a crescut din nou la București, tot felul de știri, de breaking news-uri, de dosare, DNA-uri și alte povești. Noi, aici, la RFI, discutăm cu Florin Gianu. Nici nu pot să spun fost Florin Gianu, pentru că când spun Florin Gianu, spun politici despre IMM-uri sau legate de IMM-uri în România. Bună ziua și bine ai revenit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Mie, totdeauna mi-a plăcut să cred că sunt un antreprenor în poziția de ministru, în poziția de președinte de patronat, dar un antreprenor, asta e important. Asta te definește, la asta te revendici, să spunem așa, la antreprenoriat. Cred că setează un, așa cum spune englezii, un state of mind. State of mind. Într-un fel, dă o direcție. Dacă spui IMM-uri sau mediul de afaceri, pentru mine nu e neapărat definitoriu a ceea ce înseamnă o stare de spirit, a ceea ce înseamnă un mod de a acționa. Dacă spui însă antreprenor, antreprenoriat, în mod automat, în mintea fiecărui om, e asociat cu un om independent, un om care are curajul de a acționa, un om care are dorința de a construi pentru el, pentru societate, pentru tot ceea ce mediu din care provine. Florin, arunci acum o aruncare de 3 puncte asta, ca basketbalist autentic, știi tu cum să le arunci. Întrebarea mea marotă, așa, am eu țăcăneala mea la Business On Air, întreb și-s curios interlocutorii mei, iar tu ești chiar acolo în furnizarea acestui răspuns, 2-3 ingrediente care constituie ADN-ul unui antreprenor. Ce face un antreprenor să fie antreprenor, dincolo de succes, mai puțin de succes? Începem cumva cu asta. Asta e întrebarea de final, venim într-o primă etapă. Și am auzit aici, îți fac așa o sumarizare pe scurt, că n-au mai vrut să aibă șefi. Și au observat câți șefi au în momentul ăla. Nu, știi tu foarte bine. Da. Ai parteneri, că vor ai colegi. Să aibă program flexibil și vin primii și pleacă și ultimii. Pleacă ultimii, exact. Deci toate astea se aplică. Toate se aplică. Temeraritate, iată. Avem un om care este președinte de patronat, Florin Gianu, da, patronatul tinerilor întreprinzători de România, ministru delegat, ministru cu full, yes, pentru IMM-uri, mediul de afaceri și turism. În momentul ăsta o să aflăm imediat cu ce te ocupi, că da. Ce va face, a intrat într-un regim de genul ăsta, e state of mind-ul tău, face totdeauna ceva. Ce altceva definește un antreprenor? Încăpățânarea am avut ingrediente. Eu cred că un antreprenor e un om curios. Un om care încearcă să afle, să descopere în mod continuu și care nu vrea să se plictisească sau nu poate. Sau e acel om care are în ADN-ul propriu acea neliniște care îl face în mod continuu să caute, să fie curios și să descopere noi lucruri și să înceapă noi orizonturi. Nu contează. Mâine, de exemplu, să merg la un eveniment la Impact Hub Fears and Failures. Nu știu în ce foarte măsură... interesant. Frici și astea, în fine, eșecuri. Să le numim. Da. Că suntem la RFI. Iubim limba engleză, dar parcă mai frumoasă franceză. Dar și mă tot întreb ce o să le spun oamenilor mâine despre lucrurile astea, cum în general nu știu dacă există neapărat niște componente standard ale unui antreprenor. Cred că fiecare om are doza lui de curiozitate, doza lui de independență, dorința de a câștiga mai mult, dorința de a performa, dorința de a avea timp pentru el și flexibilitate. Deși mare parte dintre aceste componente nu se aplică la un antreprenor. Cred că dincolo, deci din toată experiența mea, ceea ce definește e curiozitatea și perseverența de a duce lucrurile la capăt. Pentru că acum, atât la nivel României, cât și la nivel global, există un concept care s-a dezvoltat în ultima perioadă, care se numește antreprenor wannabe. Adică un tip care în mod continuu îți exprimă idei, întotdeauna altele, întotdeauna fabuloase, dar nu le duce la capăt. Nu le duce. Aici e foarte interesant pe ideea asta. Reamintim radioascultătorilor Business On Air la RFI, deții și ai deținut întotdeauna poziții în bordurile la Jeune, la Organizația Antreprenorilor Europene.
Organizația Europeană a Antreprenorilor, a Tinerilor Antreprenori, președinția PTIR, Patronatul Tinerilor Întreprinzători, 11 luni de mandat, da? Da. De da, mandat am fost de și ministru. Și m-am retras în mediul privat, și a fost o dorință a mea. Exact. Pentru că, în general, dacă intri în mediul public, rămâi într-un fel sau în altul. Însă, eu am spus în mod continuu că nu cred că poți să performezi undeva dacă tu rupi legătura cu mediul din care provii. Adică ai avut o declarație nu, chiar nu vreau să dau neapărat exemple de portofolii, dar nu cred că poți să fii reprezentantul acelui domeniu dacă tu ai rupt legătura cu domeniul respectiv. Și aici vreau să... Respectiv antreprenoriat. O să ajungem, ne întoarcem în buclă imediat, însă vis-a-vis de toate aceste, apropo de fapt de toate aceste poziții și toate aceste implicarea ta de state of mind-ul acesta, antreprenorii se fac sau se nasc, ca să spunem așa? Aici sunt două școli de gândire foarte clare. Unii spun, domnule, poți să devii antreprenor. Sunt școli, îl avem pe Marius Ghenea care postulează despre asta. Sunt alții însă, mai ales de școală americană, de școala vieții americană de business, să spunem, care spun, nu toată lumea trebuie să fie antreprenor. Și mulți sunt, exact cum spui tu, wannabes, a la lung, așa. Pot să am și eu a treia idee în sensul ăsta. Terțium inclus aici. Antreprenorii se cultivă. Îi cultivăm acasă, în educația familiei, îi cultivăm la școală, în tot ceea ce înseamnă o educație antreprenorială de mic, un copil care de la grădiniță, eu mi-aș dori, și e unul dintre visurile mele, că la un moment dat să avem niște grădinițe antreprenoriale. Deși am lansat în spațiu public, însă nu am avut interlocutori în perioada anterioară cât eu am fost ministru, însă perseverez în acest aici, sens. Aici, de fapt, uite, ingredientul tău important e perseverența. E o poveste foarte simplă. Această idee mi-a venit citind ce făcea profesorul Grigore Moisil în anii 70. Matematician fiind, clar. Matematician și el. Exact, el, recursul tău e la... El un pic mai celebru, ca să spun. Incomparabil. Dar citeam ce a făcut în anii 70. Profesorul Moisil a fost cel care a înființat liceele de informatică. De informatică. În România. În anii 70. Da. În anii 70, ceea ce... Dați seama că e ceva exotic. În anii 70 informatica sau un calculator însemna așa o cameră, numai anumiți oameni, aleșii aveau, aveau acces la calculatoarele alea. Dacă ți-aduci aminte și pe vremea liceului nostru, te puneai să te descalți când intrai în laboratorul de informatică. Era aproape religios. Era religios, exact. Era sub cheie laboratorul de informatică, deci nu era așa simplu. Ori acest om a fost vizionar în anii 70 și înființând aceste licee de informatică. Ce-ar fi, și acest gând mi-a venit citind aceste lucruri, ce-ar fi ca noi în acest moment să înființăm licee de antreprenoriat? Adică nu trebuie să facem altceva decât acele clase sau ore de educație antreprenorială să le facem intensiv, așa cum se face informatică la profilul informatică, matematică, fizică. Deci după acest tip de profil de informatică, matematică, fizică, științe ale naturii, educație fizică, profilul economic, să facem un profil antreprenoriat. Pentru că, apropo, am plecat de la acea idee, dacă se nasc sau se fac, sau se formează. Eu cred că se cultivă. Se cultivă și pot încet, cultiva. Încet, să decriptăm un pic aici, Florin Gianu, pentru că îmi place ideea și tu ai mai multiplicat-o cumva în spațiu public, în spațiu întâlnirilor la care am mai participat. E foarte important de înțeles că poate părea puțin. Spune, noi, antreprenoriat, informatica e un câmp de cunoaștere mai vast. În antreprenoriat, cred că te gândești la leadership, la public speaking, până la urmă la maniera de a te raporta la societate. Că inclusiv asta, un antreprenor, nu e doar gestiunea business-ului, nu e doar managementul. Nu toți antreprenorii trebuie să fie lideri sau să știe să vorbească în public sau să poată să își spună povestea. Cert e că antreprenorii sunt acei oameni care sunt responsabili față de ei și față de oamenii din jur. Pentru că s-a trecut de la acea haiducie a ceea ce însemnau oamenii de afaceri. Nu erau antreprenori. Da. Oamenii de afaceri la ceea ce astăzi înseamnă antreprenori. Afaceriști, fiecare, știi că vorbeam exact de sintagma asta, afacerist. La un moment dat era chiar și colegi din presă au tot... Bișnițar sau tot felul de... Da, de la businessmen. Era o alăturare românească. Da. Ori antreprenorii, oamenii pe care îi cunosc fiind antreprenori, au o responsabilitate socială față de ei, față de cei din jur, privesc lucrurile în ansamblul lor. Nu neapărat toți au această dorință de a vorbi public sau chiar și cunoștințele necesare, însă
Vorbesc cu mare drag tot timpul și eu am construit tot felul de evenimente. Avem, spre exemplu, acum o rețea a doamnelor antreprenoare, ambasadorilor antreprenoriatului feminin în România. Și de fiecare dată mergem în țară în diverse evenimente și îmi place să ascult poveștile lor. Le-am ascultat de zeci de ori. Însă sunt atât de savuroase și de pline de viață. Și diverse, că da, mai zice și inspiraționale. Una nu seamănă cu alta. Nu seamănă niciun fel. Sunt categorii, sunt doamne care au început mai devreme undeva la sfârșitul facultății, altele care în urma unei căsătorii sau unui eveniment fericit, altele care sunt femei singure și așa mai departe. Deci sunt categorii diverse. Da, ca să dau numai un exemplu în ceea ce înseamnă femeile antreprenori. Dar la fel e și cu tinerii antreprenori, la fel e și cu cei mai în vârstă care pot să spună o poveste de viață consistentă. Da. Deci cam asta înseamnă, cred, antreprenoriatul. Să-l puterea cultiv, de maniera de a, asta. De a cultiva și puterea de a-ți spune propria poveste și de a-ți construi propria poveste. Cred că asta face diferența. Foarte mulți oameni sau foarte multor oameni le e frică să-și construiască propria poveste. Stau în poveste al cuiva. Aia, poate nu o consideră interesantă, importantă și pe a lor proprii. Și atunci vine cineva care e un dascăl, un mentor, un coach sau o grămadă de terminologii, le spune, nu, și tu ai ingredientele astea și poți să le... Foarte interesant și pe... Ideea asta cumva, iată, călătoriile tale acum itinerante în țară, primești, după postura de ministru, ai o altă, simți o altă raportare la tine? E foarte important. Oamenii sunt tentați să arate și cu degetul de multe ori sau sunt tentați să laude chiar. Nu, foarte interesantă e raportarea legat de ce se întâmpla înainte și ce se întâmplă după ce ești ministru. Adică atunci când ești ministru și după ce nu mai ești ministru. Foarte mulți oameni deveniseră, așa zici, prieteni, după ce nu mai ești ministru, nu mai sunt. Adică rămâi la prietenii, rămâi la prietenii tăi. Da, da, e vizibil și acum, nu știu, probabil că e acea magie a puterii. Oamenii se simt atrași de un anumit loc în care cred ei că e creuzetul lucrurilor și acolo se întâmplă tot felul de lucruri magice. Nu se întâmplă, e... Pentru mine, cel puțin, e o evoluție absolut normală, logică, nu am schimbat abordarea mea nici atunci, nici acum și nu o voi schimba niciodată. E o chestiune liniară. Nu, Florin Geanu, ai fost, ești în sublupa Business On Air și cu bucurie și în admirația mea de întotdeauna. Tocmai aici vreau să decriptăm, privim amândoi și grupul nostru de prieteni pe care unii ne și ascultă în acest moment emisiunea. Și pe care îi salutăm. Pe care îi salutăm pe această cale. Îi nominalizăm că sunt mulți. Sunt mulți și prin excludere am supărat. E foarte important să înțelegem, cred, apropo de ce spuneai, e o cortină. Neville Chamberlain, prim-ministru al Marii Britanii în interbelic, spunea puterea poate corupe, puterea absolută corupe în mod absolut. Se discută de sistem. Diverse voci acuză când ajung pe la DNA, sistemul e rău, când sunt în sistem, sistemul are tot felul de angulații. Cum e de fapt în spate? Și aș vrea să fac așa o nișă a întrebării astea. Emil Hurezeanu vorbea la un moment dat că Franța, de exemplu, are un corp de mandarini, îi numea el, mandarini instituționali, care transced guvernele, puterile, oameni care chiar sunt acolo și fac tranziția, nu există schimbări politice, nici măcar tehnocrați, mai mult decât tehnocrați. În ce măsură se întâmplă în România și în ce măsură se va întâmpla asta în România? Să avem un corp care transcede cumva guvernările astea și... Trebuie să se întâmple și eu am avut privilegiul a trece prin toate aceste etape, ceea ce înseamnă... Am fost simplu om de afaceri, am intrat într-un patronat, am devenit președinte. Ai devenit o președinte voce? Am devenit o voce, președinte la nivel european, ministru, deci am trecut prin toate etapele. Am fost și în CES-ul României, în Consiliul Economic și Social, da. un an și jumătate și atunci am imaginea tot ceea ce se întâmplă în această paletă de reprezentare socioeconomică și cred că sunt necesare câteva schimbări substanțiale. De ce manieră? Eu, de exemplu, când am mers, cred că pe fiecare etapă aș puncta o serie de schimbări, dar, de exemplu, când mergi ca ministru la audieri și ești audiat în Parlament, în comisiile de specialitate, vocea celor direct afectați de politica ta, în speță mediul antreprenorial cu care eu lucram, nu e auzit acolo, pentru că sunt numai parlamentari.
Cred că printr-o reformă a acestui sistem economic-social ar trebui să avem acolo și reprezentanți ai patronatelor și sindicatelor, care de fapt... Pentru, a zonei de resort, a beneficiarilor. Exact, a beneficiarilor, pentru că ok, există reprezentarea în Parlamentul oamenilor politici, dar nu cred că există neapărat cunoștințele de substanță pentru fiecare domeniu pe care... Și aici este elegant, aici poți spui elegant, da. Mă rog, într-un anumit mod. Da, pentru că nu există, ce să mai... Aceasta e o manieră. De asemenea, cred că ceea ce spuneai tu de mandarini trebuie aplicat în Parlament. Eu cred că o parte din oamenii care sunt în Parlament, fie îi trimitem automat în Parlament, fie găsim o formulă de alegere a lor pe liste, pentru că trebuie să avem și profesioniști acolo. Că vorbim de voci autoritare în economie, în medicină, în educație, în ce vrei tu, dar trebuie să avem nu numai oameni aleși care au mers într-un colegiu și au fost aleși de niște oameni care cunosc sau nu cunosc un anumit domeniu. Exact. Și atunci, în împărțirea pe comisii, trebuie să-l pui pe unul la educație, pe unul în altă parte și așa mai departe. Dar asta nu înseamnă că ai realizat și profesionalismul celebrele de care ai nevoie. Exact. Da. Ori eu cred că ar trebui să trimitem fie automat, fie pe niște liste separat, acei oameni profesioniști, vocile din domeniu, să fie în Parlament. Mai vor oamenii ăștia să intre, acolo. Florin, pentru că tu aici cunoști inclusiv partea specialiștilor. Puțin vor să mai facă pasul ăsta. Trebuie să-l facă. Nu știu dacă se pune problema în a vrea, în a nu vrea, ci trebuie adică făcut, pentru propus... că e țara fiecăruia dintre noi. Aici e a mea, a ta, a copiilor noștri. Deci exact. Nu îți pui problema dacă vreau sau dacă nu vreau. Trebuie. La ultima prezență la Business On Air în 16 octombrie anul trecut, am titrat acolo și dacă totuși ne-am născut în locul potrivit. Și ți-a plăcut, erai prins cu întâlniri, dar te-ai uitat. Ulterior. Și vreau să mai spun un lucru apropo de sisteme. Sistemul e atât de bun pe cât îl fac oamenii care sunt în el. Adică dacă ai un grup de oameni, și eu cred că, nu știu, n-aș vrea să vorbesc de experiența mea anterioară și a unui grup de colegi, însă totdeauna se vede dacă vine un profesionist în domeniul respectiv. Îi dă o direcție. El e responsabil. Chiar când deranjează, că e important de spus. Sau mai ales când deranjează și când deranjează. Da. Tot timpul deranjează. Da. Contestările, iarăși, important cum se fac. Și e foarte simplu de ce. Răspunsul e foarte simplu. Eu provin din mediul antreprenorial și la un moment dat trebuia să mă întorc în mediul antreprenorial, pentru că de acolo provin. Era limpede, da. Ori dacă tu nu performezi ca om venit din acel mediu, oamenii te vor întreba, dar ce ai făcut tu acolo? Tu ai fost acolo. De ce nu ai reușit măcar tu să schimbi 3-4 lucruri și pe care să le vedem, să le punctezi, să le poți arăta? Atunci, diferența e față de omul politic, un om politic care provine, de exemplu, din Parlament sau pur și simplu dintr-o structură politică, care astăzi e ministru într-un portofoliu, mâine în alt portofoliu și așa mai departe. Pentru el nu se întoarce în mediul pe care l-a păstorit, nu se întoarce în antreprenoriat. Nimeni nu-l mai întreabă pe el, la un moment dat, peste 4 ani de zile, îl vor întreba alegătorii. Dar știți cum e, omul politic știe ce să le comunice. Da, forma aia de mercenariat, poate sună mai dur. Nu, e dur, dar nu există responsabilitatea față de cei aici, față direct... Aici, de stakeholders-ul tău, da, de beneficiarul tău. Deci, tu crezi că aici e important să rămânem pe această idee optimistă. Crezi că acest tip de sistem, de sinapse, de sistem, se pot reforma un corp de... pe toate domeniile, exact cum de la magistrați la medici, de la specialiști, își poate face loc în România anilor următori? Aici trebuie să-și facă loc în România anilor următori și hai să ne uităm ce se întâmplă în aceste zile, cum se curăță clasa politică, independent de ce spunem noi ca oameni generală. Normali. Da, e curățenie generală, exact. E acea curățenie de Paști sau de Crăciun. De Paști pe care a început mai devreme, înainte de postul Paștelui. De ce să țină până la Paște? Însă aș vrea aici să atrag cumva... Și atunci vrem, nu vrem, cred că intră alți oameni în zona asta. Intră alți oameni în zona asta, Florin Gianu. Vreau să-ți spun o chestie, e efectiv o șuetă elaborată la Business On Air. Vin lucrurile, se așează pe cursul discuției noastre. Undeva în vara anului trecut, un reputat analist și un om care se uită foarte bine la procesul democratic românesc, nici nu o să-l numesc aici, a făcut un scoring al miniștrilor. Nu știu dacă l-ai văzut, în adevărul a apărut. Compatibilități. Pe un sistem de matching venit din vest. Va lua pe fiecare în parte și dădea da, neutru, nu, ceva de genul ăsta, cât de pregătiți sunt. Și am fost foarte interesat să văd la tine. Nu l-am văzut. Absolvent de matematică. Deci asta era ideea. Absolvent de matematică,
Erai la neutru, ca să long story short. Adică... N-am reușit să treci. N-ai reușit să treci. Deci, avem o problemă și o spun acum și aici și în general o tot spunem. Și cu ăia care, cumva, trebuie să evaluăm rezultatele muncii unui om pus acolo. Da. Adică, în momentul în care există un CV organizațional perfect pliabil și compatibil cu portofoliu, indiferent, nici mai contează, nu poți să mai aplici paturi a lui Procust, că asta era. Și am vorbit cu acel domn ulterior, în fine. Și mi-a spus, domnule, asta e cumva, nu puteam să fac o excepție, în fine. Erau două cazuri de ministru, da. Unul erai tu. Și am zis, domnule, întâmplarea mea face că îl și cunosc. Patul lui Procust pe care îl dă analistul, e iarăși o mare problemă. Când ești în zona asta de reprezentare, ești sub lupă. Sub o lupă corectă, sub o lupă neutră sau sub o lupă negativă? Complet, da. Dacă pot exista astfel de lupe, dar ele există. Unii joacă cu negrele și știm unde. Exact. Spre exemplu, eu am văzut un articol al domnului Pleșu, care se întreba cine sunt și ce anume am făcut pe lângă alți miniștri. Da, da, da. Eu mi-am permis chiar să-l contactez și să-i trimit ce anume am făcut, un raport al activității mele. Nu mi-a mai răspuns, dar da. E ca și cum eu sau, mă rog, nu vorbesc de altcineva, dar eu aș face o evaluare a culturii, a portofoliului culturii sau al sănătății. Da, sau da, nu da. Am expertiza necesară sau nu cunosc în detaliu ce anume trebuie făcut și cum trebuie făcut și ce se face și care e direcția și dacă există de fapt niște pași făcuți în domeniul respectiv, pentru că nu sunt din domeniul respectiv. Nu cred că pot să faci o evaluare a tuturor aplicând o singură matrice. Eu aici sunt, să zicem, sunt asimptotic de acord cu tine. Uite, dacă mi-aduc aminte bine din matematică formula. De ce spun asta? Pentru că un filozof, un gânditor, un cărturar, un om care e interesat de mersul treburilor în cetate, se poate exprima, dar s-o facă uitându-se cumva în grila branșei, știi? Adică chiar și un aș medic neurochirurg. Aș face numai pe domeniu în care eu am expertiza necesară. Altfel nu am, cum să spun, nu am inputurile, nu am de la ce, nu știu să rezolv o problemă de chimie sau de ori, nu, cum să spun, ca matematician nu știi să rezolvi orice tip de problemă. Nu se poate. Nu se poate și măsura în care e chiar smerenie creștină până la urmă să admiți lucrul ăsta. Mi-a plăcut încă o dată, spun, comunicatul de ieșire din exact asta ai folosit, sintagma matematician, ecuație necunoscută. Da. E de recitit. Însă pe această idee a unui corp de înalți funcționari de stat, de specialiști, cred că agrem împreună, Florin Gianu, că ei trebuie să apară, ăsta este verbul pe care îl folosești. Sperăm să apară, dacă trebuie. Trebuie încă o dată, întorcându-le la antreprenori, trebuie cultivați. Trebuie cultivați pentru că fiecare își pune acea întrebare dacă vreau, dacă nu vreau. Noi am spus trebuie, am trecut dincolo de întrebare. Dar fiecare partid politic, și aici vorbim de construcțiile politice vechi sau altele care vor apărea, trebuie să revină la acea sintagmă a politicii de cadre. Care a speriat mult, dar care foarte an de zile a existat, însă nu mai vedem în acest moment și cred că dacă fiecare își cultivă un corp de profesioniști, pentru că un profesionist niciodată nu e asociat neapărat partidului, unui partid sau altul. Da. N-are importanță, poți să fii, nu e deranjant dacă asta este ceea ce... parte din sistemul și din... Exact. Cum să zic, dacă ăsta e sacrificiu pe care trebuie să-l faci, acela de a intra într-un partid politic, nu cred că e cel mai mare sacrificiu. Ești alături de o organizație, ești alături de niște oameni care își pun speranțele în tine. Dar trebuie cultivați profesioniștii și aduși în fiecare partid politic pe domenii profesioniști, așa încât la un moment dat când se presupune că fiecare partid își face acea optică de preluare a guvernării, să vii în mod clar cu matricea, cu oamenii pe care tu i-ai pregătit cumva deja, acel guvern și să-i așezi. Să-l numim, în fine. Din umbră, dar pe domeniu 4-5 oameni pe care tu îi pregătești, îi antrenezi, îi crești. Sunt și acolo la încălzire și intră în teren. Față, da. Exact. Mai avem 2 minute de emisiune, Florin Gianu, de data asta, pentru că te aștept cu mare drag de fiecare dată la Business On Air. Ce ai de gând să faci? În momentul ăsta ești o perioadă... Eu am crezut sabatică, dar când am văzut comunicatele de presă ale patronatului, am înțeles că nu stai locului deloc. Nici nu am cum să stau locului. Trebuie să continui această muncă. Era să spun luptă, dar e o muncă în zona de reprezentare, în zona patronală.
Eu voi continua să spun foarte clar că trebuie să avem un ecosistem de afaceri în România și voi lupta pentru acest lucru din orice poziție voi fi eu și voi continua să spun că România are nevoie de un minister al antreprenoriatului sau de o agenție a antreprenoriatului. Trebuie să dăm un semnal public în această zonă. Ori ultima mișcare, aceea de a lipi IMM-urile de energie, de fapt a fost o mișcare contra. De recul. Asta e foarte important să spunem. Ai fost și ești în bordul, ambasada americană are o poveste foarte interesantă. Premiază un antreprenor? Da, ambasada americană are, am discutat atunci când eram eu ministru, un proiect foarte interesant. Ei premiază un antreprenor al lunii și în fiecare lună premiază un antreprenor, la sfârșit premiind antreprenorul anului. Cred că e un sistem foarte bun, acela de a recunoaște antreprenorii, acela de a recunoaște oamenii care creează plus valoare, plătesc taxe și sunt responsabili într-o cetate. Și un mesaj pe care Statele Unite l-au dat întotdeauna, acela de susținerea antreprenoriatului, președintele Obama și tot guvernul Statelor Unite au fost cei care au inițiat Startup Act și tot ceea ce înseamnă zona antreprenorială. Deci cumva asocierea e absolut logică, însă pentru mine ca român îmi doresc să văd asocierea România Antreprenoriat. România Antreprenoriat, tu ești inițiatorul și cei care te caută pe internet găsesc imediat o sumedenie de resurse. Deci în continuare ai de gând să faci asta, Florin Gianu, și te urmărim. Probabil că până la sfârșitul vieții o să fac asta, dacă de asta m-am apucat. Știți cum e, trebuie să îl faci bine și să-l faci până la capăt. Aici, cât cântărește partea oltenească aici? Partea oltenească cântărește mult, că ai cântărește în sensul încăpățânării. Dar eu am un orizont de timp 2020 în care am spus România trebuie să fie țara cu mediul antreprenorial cel mai favorizat din regiunea de sud-est a Europei și nu mă las până acest lucru nu va fi realizat, pentru că este o viziune și cred că cu toții trebuie să ne aliniem la obiective. Altfel, dacă facem lucrurile, dacă guvernăm, dacă suntem în societatea civilă, doar așa de pe zi pe alta, fără un obiectiv foarte clar, la sfârșit o să vedem că toată munca noastră a fost în zadar, că n-am avut niciun obiectiv. Ne tot plângem că nu mai avem un proiect de țară valabil după aderarea la zona asta, euroatlantice. Clar că ăsta este. Florin Gianu, business owner la RFI, își pune spada în lupta asta pe care o duci. Așa, te mai așteptăm cu la drag, emisiune. Tot timpul. Și sperăm să ne vedem. Până în 2020 avem destul să ne vedem pe multe emisiuni. Foaia de parcurs. Dragilor, mulțumim pentru prezența în emisiune. Rămâneți pe RFI. Urmează jurnalul orei 14. Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel. Emisiune realizată în parteneriat cu grupul de firme Gemini Solutions.